Ieri după emisia live, Simona și Andrei transmiteau un mesaj clar pe antena Play. Vrem să ne votați ca noi să părăsim competiția, pentru că dacă aveți încredere în noi, o să vedeți că da, o să fie mult mai bine. Noi nu am venit pentru... Relația noastră chiar o să fie adevărată. Noi nu suntem aici pentru premiu, într-adevăr, nu asta ne interesează, nu suntem văzuți în astfel de situații, adică chiar ne dorim să ieșim dacă avem acum posibilitatea amândoi, nu mai târziu să fie să iasă unul dintre noi și așa mai departe. Deci ne dorim foarte mult ca voi să ne ajutați. Se pare că noaptea a fost un sfednic bun, așa că în această dimineață Simona și Andrei dădeau semne de răzgândire. Suntem falși și în același timp sinceri și falși. Sinceri și falși. Păi am și câștigat iubii. Am și câștigat, dar și pierdut. A, și intrat în cursa de eliminare, știi? Sabe cu două tăișuri. Tu crezi că noi o să mai rămânem mai? Sincer. Păi, cred că da. De ce crezi? Păi, nu știu. Probabil că oamenii vor să vadă în continuare, dacă mi-a plăcut la început. E urât. Chiar, asta zic. Chiar e urât să zici, am pus cumva în postura lor. Ce fericită sunt, gata că plec. Bine, noi nu am luat-o chiar așa, dacă stai să o gândești un pic la rece. Oamenii, vezi că au pus suflet, au trăit emoții, vor să te vadă în continuare, trăiesc cu tine, e simplu, da, tot, știi? Și cred în tine, asta e toată chestia, noi credem în noi, nu știm cum suntem noi, da? Iar noi să zicem că eu sunt susținătura cuiva. Adică tu vrei să-i vezi aici, vezi aici, îi urmărești, ai pus cu ei, știi? Și până la urmă nu mai e de stat 7000 de ani. Toate când dorim, nu zice când dorim. Dacă e, na, se vătează pe ei. E mașină, mai mult. Zic. În cursa de eliminare a fost chestia aia. Cine ai vrea să plece acasă? Andrei sau Alex? Aia a fost sondajul, dar pe tine, plus de asta, te-a pus în top, adică asta n-avea nicio legătură cu sondajul ăla și cu cine vrei, cine nu vrei. Dar a făcut-o în așa fel încât, da. Sunt într-un fel, știi. Adică chiar s-a votat mult atunci, s-a investit, s-a... Așa că n-o să mai zic deloc că o să vreau acasă și că e urât față de oamenii care ne-au apreciat, care ne-au apreciat și ne susțin și crede noi. Și noi ne plângem, zici că am murit pe bune aici. Da, fii, suntem unul cu altul. Aceste experiențe nu le vom mai trăi niciodată. Așa că nu mai vrem acasă. Nu mai vrem. Vrem să stăm aici până la final. Stăm până la final, indiferent ce o fi. Da, acolo încă pe o competiție să rămânem aici până la final. Și vrem să și câștigăm. Se știe. Aceea se știe. Da. Hai că am dat-o bine. Bă, dar unii hotărâți mai simțeam. Așa că cei doi dădeau vestea și în casă. Vrem să stăm aici până la final să câștigăm și premiul. Adică m-am pus un pic așa în scule. Dacă aș fi, parcă aș fi așa dezamăgit, știi? Da? Da, până la urmă. Fii ce-o fi. Nu, no, dar ne ușurați munca, ce bine. Bravo, Andreiule, țin să vă felicit pentru cum ați gândit. Nu am auzit la câte mi-au trimis ieri, m-am șocat, adică am cerut tot ce am cerut. Și la fel, da. Și a rămas așa, adică oamenii ăștia chiar trăiesc orice emoții cu noi. Cum de v-ați gândit? Fiecare avem nevoie de o strategie aici. Începem să ne facem strategiile noastre. Felicitări! Bravo! Chiar da. Și chiar suntem asuma și vrem să vedem ce reacții se ivesc în urma deciziilor noastre. Am văzut prima reacție. Dani se simte amenințat, dar vedem materialul următor. Doamne!
Da, adică dacă poți să te răzgândești, dacă vrei și poți să schimbi părerea și dacă o zici în glumă, nu știu de ce alte persoane poate să... Mie mi-a plăcut, adică Andrei cu o zi înainte a cerut că vrea să plece și a doua zi a rămas șocat la câte cadouri a primit și... Nu, nu era de primit. Nu avea niciun șoc. Nu, l-a primit de vineri, țin să vă... Tare mult și-mi doresc. Poate materialul următor când eu m-am atacat să arate și conversa. Doamna special a avut ceva cu noi de vreo două zile. Corect, da. Și ieri a încercat pe terasă, nu știu, eram acolo și vorbea cu Hatice, întreba de mine. I-am zis, vă rog, întrebați-mă pe mine. Dar vorbesc cu cine vreau, erai acolo, erai ne făcându-i nimic, adică nu știu. I-am pus o astăzi la lista de cumpărături, repet, la fel, s-a luat de mine fără niciun motiv. I-am zis, nu o să vă dau satisfacția niciodată, ca dumneavoastră. Să țipați la mine, nu vă rog, la tine, da, nu să ridicați tonul. Între țipat eu, și vorbit. Eu v-am respectat, nu am nimic de personal cu dumneavoastră, dar nu știu, probabil că a fost un vot și de la dumneavoastră a fost un vot și de la ei a fost un vot. Noi nu am avut nicio problemă. Atâta timp cât ați intrat într-o intrigă cu noi și noi v-am acceptat părerea și, pe urmă, Andrei, a doua oară când mă votează și zice, pe urmă, n-am nimic cu tine. Nu, Andreea. Te rog frumos, poți să vorbesc? Eu am decis mai mult. Nu, știu că tu decizi mai mult în relația voastră, știm toți asta. Eu ți-am zis. Dar Andrei vine la mine și eu n-am nimic cu tine. Nu, că n-am nimic cu tine. Dar ok, eu ți-am acceptat. Tu ai ceva cu mine, că tu te-ai prins la orice chestie.